Bună, sunt Teona Balan, autoarea cărții Femeia de succes, Călătoria ta de la propastie la fericire și a programului Găsește-ți sufletul pereche. Astăzi vom continua cu următoarele metode prin care tu poți deveni o femeie puternică și fericită, dar mai ales atractivă pentru cei din jur. Încep această lecție prin a-ți aminti că ești frumoasă, deșteaptă, atrăgătoare și puternică. Ești cum vrei tu să fii. Ai toate resursele necesare pentru a fi ceea ce-ți dorești, pentru a avea ceea ce vrei, pentru a-ți îndeplini visele, pentru că toate resursele sunt în tine. Chiar dacă nu ești încă în totalitate de acord cu mine, urmează-mă și vei vedea că am dreptate. Iar pentru asta eu îți voi oferi câteva metode testate de mine și de femeile cu care am lucrat pentru ca tu să devii femeia care îți dorești să fii. Ajungem astfel la metoda împlinirii de sine. Singurul lucru care te poate împlini cu adevărat este misiunea ta. Misiunea personală reprezintă motivul suprem pentru care trăiești, calea pe care tu vrei să o urmezi. Noi toți ne punem întrebări legate de misiunea noastră, cum ar fi: ce este mai important pentru noi? Ce anume dă sens vieții noastre? Dar, din păcate, puțini își descoperă și își urmează cu adevărat misiunea. Problema este că dacă nu ți-o descoperi, nu vei putea fi niciodată împlinită și fericită cu adevărat. Vei fi într-o permanență căutare, vei simți că ceva îți lipsește și te vei lăsa purtată de viață precum o frunză în vânt pentru că nu vei avea o direcție clară. Odată ce îți cunoști misiunea personală și demarezi în direcția acesteia, întrebările și frământările tale se vor diminua, căci tu vei fi motivată să îți urmezi drumul, să îți concentrezi atenția și energia în acel sens, să iubești ceea ce faci. Urmărirea misiunii personale este un beneficiu cu adevărat pentru tine. Misiunea mea este să dăruiesc femeilor din experiențele mele pentru ca ele să nu fie nevoite să treacă prin aceleași suferințe ca și mine. Mai mult decât atât, vreau ca femeile să învețe din timp cum să se educe, cum să evolueze și cum să nu ajungă niciodată la propastie, ci să se bucure de gustul succesului. Această misiune este o încercare îndrăzneață de a schimba mentalități, de a determina oamenii să gândească și să trăiască pentru ei și mai ales pentru a motiva cât mai multe femei să evolueze și să nu se complacă într-o viață ce nu le împlinește. Misiunea personală are trei părți: ce vreau să fac, pe cine vreau să ajut, ce lucru de valoare voi crea. Bun, acum că am înțeles care e treaba cu misiunea personală, trecem la următoarea metodă și anume metoda minimalistă. Lumea în care trăim este guvernată de un paradox la care ne gândim cu siguranță prea puțin. Deși mereu vrem să facem lucruri care să ne ușureze viața, sfârșim de cele mai multe ori prin a ne-o complica. Lupta cu timpul și cu stresul ne provoacă agitație, nervozitate, devenim din ce în ce mai vulnerabile, pentru că omul modern simte o nevoie acută de a acumula cât mai multe lucruri de-a lungul vieții. Este vorba de acea slăbiciune de a fi convins de diverse companii că ai nevoi de care nici nu știai cu o secundă înainte. Chiar este nevoie să devii de bunăvoie sclavul unor credite pentru a-ți satisface o nevoie trecătoare ca apoi să muncești pe brânci toată viața? Chiar este nevoie să îți vinzi viitorul pentru niște clipe efemere, din prezent? Care este soluția? Soluția este minimalismul. Avantajele de a fi minimalist sunt diverse. În primul rând, ai mai mult timp liber, ai mai mulți bani pentru că cheltui mai puțin, ai mai multă libertate, mai puțin stres. Te va ajuta să înțelegi care sunt lucrurile care contează cu adevărat în viață. Draga mea, alege ca tu să dispui de timp, nu timpul de tine. Nu-l pierde prin acumulări de mai multe bunuri, ci folosește-l într-un mod util pentru tine. Închide televizorul, calculatorul, telefonul mobil și ieși la o plimbare cu persoana iubită. Vei înțelege exact la ce mă refer. Timpul este foarte important pentru tine.
Ai nevoie de o relație foarte bună cu tine însăți pentru a observa ce se întâmplă cu propria persoană și pentru a privi lucrurile puțin din afară și a-ți da seama când exagerezi într-o anumită direcție, indiferent că este vorba de carieră sau de familie, și asta necesită, bineînțeles, timp și liniște. Încerc și eu ușor-ușor să le renunț la lucrurile de care nu am nevoie, ori dăruindu-le celor care au mai multă nevoie de ele sau chiar aruncându-le la gunoi pe cele de care nu cred că s-ar putea folosi nimeni. Ajungem la următoarea metodă, egoismul pozitiv. Nu-i poți ajuta pe ceilalți dacă nu te ajuți întâi pe tine. Cel mai mare ajutor este să fii tu bine, să fii împlinită, să emani energie și veselie, să fii un exemplu pentru cei din jur. Acesta este adevăratul ajutor. Astfel îi înveți pe cei din jur să pescuiască singuri. E mult mai bine decât să le dai direct peștele. În primul caz, formezi un antreprenor, o persoană independentă, o persoană care se va descurca singură, indiferent de situație. În cel de-al doilea caz, formezi un handicapat care în permanență va avea nevoie de tine și, bineînțeles, și tu de el ca să te simți utilă. De câte ori nu ai acceptat să faci ceva numai pentru că ți-a fost jenă să refuzi? Dacă răspunsul este de foarte multe ori, înseamnă că ai nevoie de o schimbare. Persoanele dispuse întotdeauna să ajute, care își oferă ajutorul chiar și în cazul în care propria stare de bine este afectată, încearcă în mod inconștient să își repare anumite probleme emoționale. De aici și până la tot felul de alte probleme nu mai este cale lungă. Astfel de femei ajung uneori să fie folosite, poate de cele mai multe ori neintenționat, de persoanele ceva mai profitoare, da? Fie de parteneri sau de copii, de cei care au trecut de vârsta în care ajutorul permanent al mamei este absolut necesar. Înainte de a accepta să ajuți pe cineva, gândește-te cum îți afectează ție viața. Ești nevoită să anulezi o vizită pentru a face un serviciu unei prietene? Rămâi în urmă cu propriile proiecte doar ca să-ți ajuți colegul de muncă? Draga mea, nu ceda presiunilor de tipul "am nevoie urgentă de tine". Când auzi asta, înseamnă că e o problemă la mijloc. Susține-i pe cei dragi, dar cu măsură. Trecem la următoarea metodă, învață să trăiești acum. Câte dintre voi nu se află într-o continuă pregătire pentru ceea ce va urma, investind cantități enorme de timp și energie pentru ceea ce va fi în viitor, nu ne mai bucurăm cu adevărat de prezent. Citind nenumărate cărți și neaplicând ceea ce am învățat, practic nu ne ajutăm cu nimic. Trăim într-o societate care ne-a învățat încă de mici că dacă te pregătești bine, vei avea succes. Că dacă faci asta și cealaltă și o iei pe drumul ăsta, o să reușești. Că dacă mergi la facultate și înveți bine și îți iei diploma, sigur vei găsi un serviciu și vei avea mulți bani. Că dacă slăbești, nu știu, 10-15 kg până la vară, toți bărbații de pe plajă vor cădea la picioarele tale. Iar unul sigur te va cere de nevastă și îți vei rezolva toate problemele vieții tale. Draga mea, lasă-mă să-ți spun că aceasta este cea mai sigură metodă ca tu să îți ucizi viața și felul de a trăi. Gândește-te un moment. În fiecare zi căutăm motive pentru a ne îmbunătăți anumite aspecte ale vieții. Avem în mintea noastră o imagine foarte clară despre cum ar trebui să fie lucrurile și considerăm că muncind mult și cu spor o să ajungem acolo și că vom aduce o contribuție la evoluția noastră. Dar, în sine, asta este o evoluție falsă, căci adevărata evoluție este de a petrece acum, activ, aici. Este ceea ce faci tu acum, este cum alegi să reacționezi în momentul prezent. Nu peste 2 luni, nu atunci când vei slăbi cele 10 kg. Hai să-ți dau un exemplu din viața personală. Aproape toată viața mi-am trăit-o de la un proiect la altul, de la liceu, la facultate,
După facultate mi-am dorit să îmi găsesc un serviciu bun, să mă îndrăgostesc de un bărbat fantastic cu care să călătoresc în țări străine și cu care să construiesc o casă frumoasă și să facem un copil sau doi și așa mai departe. Pe toate le-am făcut și încă foarte repede. Terminam un proiect, începeam altul. Senzația pe care o aveam la sfârșitul fiecăreia dintre etape era ceva de genul: asta a fost tot, adică fericirea nespus de mare pe care o așteptam, unde este? Viitorul nu a adus cu sine sentimentele pe care mi le-am dorit. Apoi, pe la 24 de ani, m-am trezit fără nimic din toate cele de mai sus, cu o depresie de toată frumusețea și fără nicio dorință de a continua. După un divorț, o schimbare de oraș, de viață, de prieteni, a trebuit să o iau de la capăt. Au fost multe nopți în care nu am dormit, nopți în care am avut timp să mă gândesc și am înțeles că, de fapt, ceea ce vreau să simt nu mi-o aduce viitorul, ci mi-o aduce clipa. Nimeni nu îți poate garanta ce vei trăi mâine. În momentul ăla am realizat că dacă vreau să mă simt fericită, cel mai bun moment este chiar acum, nu peste 5 ani. De asemenea, mi-am creat în mine dorința de a nu muri cu cântecul încă înăuntrul meu și de aceea îți spun cu mare drag mesajul meu. Consider că problema este următoarea, consider că este dificil în a discerne de unde ne sunt create dorințele, din ego-ul personal sau din sinele nostru divin. Ego-ul, de exemplu, crede într-o lume a separației și a resurselor limitate. De aceea, creează proiecte alcătuite din etape și îți spune în mod constant cum poți să îți îmbunătățești viața, cum poți să devii mai bun decât alții, cum poți să obții anumite resurse. În mod subtil, ne spune de asemenea că acceptarea de sine și creșterea de sine nu pot exista în același timp. Acceptarea este periculoasă, înseamnă că te complaci. Dar sinele nostru divin știe că suntem toți conectați între noi și că noi suntem sursa tuturor posibilităților și împlinirilor. Știe că nu este nevoie de competiție pentru că în acest moment trăim într-un univers al abundenței care are atât de mult încât poate să ajungă tuturor. El caută acceptarea ca o revelație a ceea ce a fost deja dezvăluit și expus în caracterul tău și așteaptă cu nerăbdare următoarea aventură care îți va scoate la iveală și alte aspecte minunate. Așa că, draga mea femeie, data viitoare când îți vei face un proiect, întreabă-te sincer, de unde vine acea dorință, din ego-ul tău sau din inima ta frumoasă? Vei afla răspunsul cu siguranță că atunci când vine din inimă, simți deja sentimentele, simți împlinirea, fericirea și tot ceea ce aduce cu sine acest proiect de început. Lucrând din inima ta, trăiești în prezent și te bucuri de fiecare clipă. Creează proiecte bazându-te pe cum vrei să te simți făcând toate lucrurile respective. Așa vei fi sigură că lucrezi din sinele tău divin. Acestea fiind spuse, îți doresc din suflet să fii mereu și pe deplin conectată cu tine și cu minunata putere feminină care se află înăuntrul tău. Să te iubești pe tine însăți, să fii plină de recunoștință pentru fiecare zi pe care o trăiești. Sper că ți-a plăcut această lecție. Știi bine că mă interesează părerea ta, așa că te rog să îmi lași un comentariu. Programul meu de relații Găsește-ți sufletul pereche te poate ajuta chiar și mai mult să îți descoperi adevărata esență și să te conectezi cu ea. Este un program care te va învăța secrete, tehnici, instrumente despre cum să devii mai atractivă, cum să aduci în viața ta un partener bun cu care să ai o relație împlinită și fericită. Găsești detalii despre acest program în linkul de mai jos. Îți mulțumesc și ne auzim curând!